Hai de capul. Salutare, băi băieți, bine v-am regăsit la un nou episod de Forza Horizon alături de Grasul care comentează. Înainte să începem, nu uitați să apăsați și... What the fuck, m-a făcut praf cu căruța asta. Să apăsați și voi butonul de like și să activați clopoțelul de notificări, pentru că dacă nu primiți, dacă nu deloc notificări, aproape deloc. Așa că apăsați-l chiar acum, dacă doriți să mai vedeți episoade, nu doar de Forza, dar împreună cu prietenii mei. Astăzi o să facem o nebunie maximă, băieți, o să vreau să dați ESC. Să intrați la setări, să intrați la Hidden Gameplay și să dați mapa pe off din nou. Pentru că o să vreau să facem, știți ce? Nu. Vă spun eu acum, prietenii mei, o să facem cursă din nord până în sud, dar, atenție, fără mapă. Vrei să ne jucăm găsește cartoful? Da! Da, deja l-am aici, că mi-a ieșit din ciorapi. Hai, băieți, dați mapa frumos, o să alegem și niște mașini chiar acum, dar să fie, știți ce aș vrea? Să fie de S1. Adică până în 900 scor. Luați-vă ce mașini doriți voi, dar să fie până în 900 scor. Ia să băgăm repede pe YouTube, mașini până în 900 scor. Băi, de la numai eu pot să fac, ai grijă. Ah, deci ia auzi grață cum face, deși alege mașini. Oh, da, mă, da, ce ai? Oho, bă, nu sunt atât de țăran încât să-mi iau trail chiar jeep-ul, că v-aș face prea praf. No, el e așa. Și să sperăm că nu o să-și ia nimeni, ia. Oho, ia uite. Mamă, ce, mamă, să fiu tryharder, să nu fiu tryharder, fai de mine. Nu găsesc mașină de S1, mă, știam că am eu avem una de S1 mișto de tot. Ziceți, băieți, să fiu tryharder? Depinde cât de tryharder vrei să fii. Foarte tryharder. 900 cu scorul final? Bă, dar vezi că dacă ăla are linii pe jos, sălbaticule... Băi, băi, să scoată liniile dacă le are. Nu am linii, prostule. N-aveți voie cu linii. Sigur. Păi tocmai sigur. De-aia zis să-i fără mapă, pentru că dacă o ia asta pe autostradă se pierde, nu mai știe cum să ajungă. Și așa o să fie cam obligat să o ia pe off-road. Bă, o să iau o mașină șmecheră. Nu sunt nici prea tryharder, dar nici tryharder deloc, ca să înțelegeți cum stă treaba. Perfecto! Perfecto mundo! Ia uite! Ui, ce bun, dar e șmecher restul ăsta. Are... e cam fâșneț așa un pic. Cred că e modificată totuși, dar până în 900. Nu mai știu când am modificat-o, că nu mai ții minte, vă zic sincer. Ce RS era, prietenul meu? Un Audi, cred? Nu, Ford RS. Da? Ia auzi, Audi RS, ce deștept sunt. Așa... Dar, normal că e și Audi RS. Există Audi RS, frate? Grasule? Mamă, eu nu știam, bă, eu credeam că există numai Ford RS. Nu, asta chiar e Ford RS. Că vă zic eu sigla. Lasă-mă, grasule, te rog eu. Nu știu de unde să plecăm și unde să ajungem, băieți. Grasul ăsta sălbaticul nu zice nimica. Ce? Sălbaticul nu zice absolut nimic. Cum adică? Hai. Adică nu zici nimica. Hai, băieți. Mă dădui pe mult, ce deșteptiști. Hai, bă, colo sus, la tren, băieți. Haideți până la tren. Hai, bine, chiar. Să ne teleportăm. Bine, să vedem unde ne apare, că nu cred că apărem la tren. Da. A, pa da? A, ba da, ba da, fiți la tren sunt, perfect. Săriți aici la mine, băieți, sus la tren, mă vedeți? Sus în stânga? Da. Mamă, păi mai da peste cap. Păi de ce, frate? Păi... de ce vere? Eu nu știu să plec de sus din stânga. Hai, frate, n-ai cum. Și o să mergem, știți unde? Spre Ashbrook, acolo jos, la influence board-ul ăla de la Ashbrook jos. Lângă Broadway, în dreapta. Ok, bă, băieți. Unde e, mă, ăla? În jos de tot... lângă, da. Sub Ashbrook, lângă Broadway, în dreapta, acolo. Ultimul, a, cel mai sudic punct, practic, da. Deci lângă Broadway, am înțeles. Da, așa. Adică lângă Hall of Fame, unde se duce toți actorii. Acolo se duce actorii? Eu nu știam. Da. Bine, băieți, bine. Sunteți pregătiți, da? Voi, păi cum, că sunt aici? A, scuze, pe tine te văd. Pe tine te văd, da. Ba nu, pe grasul văd. Stai mici, așa. E în pause menu, mă. Bă, nu mai da, mă. Bă, vă scos arăți damage, nu? Adică? Da, amice, da. Păi aveți de ce? Să nu fie activat. Da. Da, e ok, okay, foarte bine. Ok, perfect. Sunteți pregătiți? Da. Că eu sunt cam pregătit. Trei, doi, nu și! Da. Am plecat, băieți. Voi nici nu știți pe unde să o luați, fraierii? Ba, eu știu că sunt deștept, fraiere! Da, mă uitai pe hartă și am făcut un traseu. A, păi tu pe bune? What? Da. Pe bune că te uitași pe hartă? Ești sărat? Păi mă uitai să văd așa, să-mi fac o idee. Da, pe ce stradă, da. Eu, pe unde? Lasă-l sălbaticule, că nu mai ține el minte oricum. Aaa, nici nu mă mir să țină grasul. Dar care e problema voastră? Nu, eu asta nu înțeleg. Grasule, dar cine zice că avem o problemă?
Ăla doar ce zice că scoatem harta, ca păi să nu mai vedem pe unde să mergem și nu te apuca să memorezi. Păi nu să memorez, dar câteva străzi principale, că... Bine, mă rog să memorez. E mult spus pentru tine, spus, da? Da. Păi tocmai de-aia n-am niciun stres, bă, Andrew, stai liniștit. Da. Că dacă o luă glasul pe memorat, e clar. Ia uite ce mă duc, băieți! Are 18 ani de zile să memoreze la scoală ceva, da. Bă, îți dai seama că un mic traseu mă, stai așa cum ai dă GPS-ul când se toarce acasă? Mă, mă. Bă, vezi că ăla-i sălbaticul, nu eu. Bă, what? Să știi că am mai, acum mai țin și eu minte, fraiere, de ce ești? Da, știi și el acum să ajungă până la mall, că mai departe nu. Păi, eu ziseai că mai ai mașină și micră, dar mai... Țăranea, mai fost și la aeroport. Corect, păi da, mai multe. Păi da, dar acolo e simplu, că mergi drept pe centură. Bă, eu sunt acum împodobită cu păduri de braj. Da? Mamă, da, și eu fusai mult mai deștept și fac o schemă, băieți. Aha, altul care memoră traseul? Nu îl memorai, mă gândi pe un să o iau un pic. Bravo. Da, mă, da, ele și gândește. Bă, dar cum feri pomii, ești nebun? Cum îi feri, bă, bă, Andrew, bă, ăsta feri pomii, bă, e nebun, grasul, bă. Nu, nu te face praf. Ba, what? Cum se întoarce în halul ăsta, mă, mâncați așa? Bă, bă, mai, nu mai soată din pădurea asta muntoasă. Împodobită cu păduri de braj? Da. Mă. Bă, eu nu mai văd unde trebuie să ajung, ești nebun, mă pierdui. Futuz mașina, mă. De ce faci, frate, așa urât? De ce ajungi, frate? Oh, ce bă, ai fitilul la cur? Da. Păi văd. A trebuit ție în gură. Păi văd că l-ai. Ce mă, l-a foc fitilul, da, gata, mă, ce grasule, gata. Ce? Cum nu mai ai fitil, gata, ai fitil acum, gata, cum nu mai ai fitil, ai fitil, gata. A, gata, băieți, ajunsai. Unde? Glumeam, frate, vă păcălii ce-ai. Ce părere grasule de amuzantul ăsta. Ce e, amuzant ia, am fost. Ia, mă, viraj de un colo de mașină handicapată. Cât mai aveți, băieți, până ajungeți? Ia, spuneți-mi. Păi de unde să știu? Păi nu vedeți kilometri, gen. Bă, eu am caz din pădure, iar că trecui prin 15 păduri, nu mă întreba de ce. De ce, frate? Ca, și nu mai văd de la unde trebuie să ajung, nu știu. Bă, mi-au pe 5 km mie. 5 km lui Grasu, mie mai arată mai puțin de 5 km și lecturatul? 5 km și mie. Na, deci bătaia se dă între lecturat și Bergea. Pentru că eu sigur o să câștig, ha. Mă, auzi, Grasu, dar sper că tu ești conștient că asta se uită înainte la toate drumurile posibile și imposibile. Da, stai seama, da. Așa e. Nu știu, mă gândi la asta, dar... Nu, chiar nu. Mă uitai pe mapă și văzui că la acolo de la... Asta n-am plecat niciodată, deci să nu plecăm tot din partea aia. Și jos la Ashbrook, că acolo mergem de obicei. Că văzui după pe mapă o șmecherie și că-ți deștept e partea a doua. Da, nu, mașina asta e ceva ciudat cu ea. Oricine va să juca cu ăștia ale mele de la volan, nu pot să-mi dau seama, dar nu cred că s-a jucat. Ah, ok. Amice, cât mai ai? Eu? 1 km. 2,5. A, gata, frate. Păi da, la toți vă luați mașini mult mai bune, mânca, dar și vă luați după stradă, ce cred că? Cine se lovă după stradă, ești nebun? Da, și văd din gură. Și tu mersai un metru pe stradă. Bine. Aha, îmi dau seama. Aproape. Aha. Da, dă-mi într-un orășel. Și eu, dar trecui pe lângă. Mamă, ce am zburat! Gata, băieți, am ajuns. Mamă, bă, dacă mai aveam puțin, și eu ajuns să-i. Unde ai ajuns să-și bă, tu? Aaa, stai puțin, că aici mi-a arătat checkpoint-ul. Unde ai ajuns să-și bă, mincinosule? Păi tu cum v-a zis checkpoint-ul, ia? A? Păi nu mi-a arătat prostule, ajuns să-i în dreptul lui. Și mi-a arătat că mai aveam 30 de metri, idiotule. Ba, nu știu, eu știu că Gabi cât ăsta... Mie nu mi-arată... Mie nu mi-arată cum ar veni până da, aici. Vine, ia uite-l. Păi da, cum vedeai tu ce-ți arată? Ce? Bă, nebunule, când pui un checkpoint și ajungi lângă el, îți apare o linie dreaptă în asfalt și că mai ai 30 de metri. Nu e adevărat, dacă pui checkpoint-ul fix aici, aici îți arată ăsta. Nu doar mi-arată aici, că... nu-ți arată aici, uite, stradă. Nu e adevărat, checkpoint-ul ți-l arată de la, în stradă, într-adevăr, dar destination-ul ți-l arată aici, deșteptule. Nu, ba da, ba da.
Nu ți-l arată. Păi dacă eu știu. Că mi-a zis să you have arrived at your destination. Pe drumul ăla drept. Care drum drept, bă? Ia pune mă duc, checkpoint, știi unde? E. Fugi mai așa și îl pui tot aici, hai. Lasă-l tu cumva, văzut-și liniile pe jos? N-a văzut nicio linie. Nu e greu să cred. Bă, nu știu, mie aici mi l-a arătat, fix unde... A? Nu, n-are cum ești de deci, pe stradă. Bă, eu când ajuns să-i... De unde ți arată checkpoint-ul? Gen că ajuns să-și... Aici asta au... Bă, eu când ajuns să-i aici, lângă pom, mi zis să you have arrived at your destination. Nu știu, atât aștept. Nu e adevărat. Dacă zic. Mi-a arătat la checkpoint. Îmi zis să you have arrived at your destination. Așa, în orice caz. Bă, eu știți pe unde o luai? O luai pe lac în puii mei, că e înghețat. Și o luai pe lac, mersai drept și după acolo tăiai așa, hâști, până în partea asta. După ce trecui de pădura, gen de lac, tăiai așa până în partea asta. Nu mersai pe stradă. Eu să zic că după munte, aia fubelea. Nu, eu luai așa, în dreapta, trebuie să cui de lac și tăiai în partea asta. Dacă eram eu deștept și ocoleam eu mapa prin extremă, așa. Ajungeam, cred că, cel mai repede. Dacă o luam numai pe margine. Da. Asta tot să meargă pe stradă, bă, n-ai văzut așa ceva. Bă, da, care să meargă pe stradă. Păi, dar, bă, mai condimentează-mă și tu un pic ăstea, cum se numește? Păi știi, ne condimentez că nu e același traseu. Și o luai pe off-road, dar o luai gen sărind. Păi o luași că nu te prinsăși? Că tu voiai să o iei tot pe stradă, nenorocitule, te-am prins. Pe munte, prinsăi pădurea, trecui de pădure și după aceea o luai pe stradă. Pe electric știu ce-l scoasă din schemă. N-a avut cauciucuri de iarnă, frate. Pe cine am? Eu. Cum? Da? Că eu-s băiat deștept. Păi, dar nu știu, cel puțin așa mi-a arătat că e de iarnă mașina. Da, da. Nu mai știu dacă am făcut. El își lua mașina cum ar veni grasule făcută pentru așa ceva. Nu, cred că am făcut-o eu mai demult, nu știu sigur. Da, da. Că era și de 900 și asta sigur n-are 900 de la mama ei. Bă, băieți, cam asta o să fie în orice caz cu episodul. I-am bătut pe Grăsani. Grasul a fost locul 2. Urma de electric, bă, destul de aproape, adică ajunsă și electoratul, nu fac cu ocolul pământului 90 de zile. Nu uitați să vă abonați, să dați și voi un like dacă v-a plăcut și ca de obicei o să ne vedem data a viitoare. Ha, 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 ha.